Observ la fel foarte multe standuri cu pigmenți de vânzare separat în magazine. Ies mai ieftin, e corect să folosesc pigmentul într-o vopsea lavabilă de orice fel, o iau gata mixată. De ce pigment, de ce gata mixată? Da, aici putem să observăm un fenomen. E o tranziție cumva de la mixarea manuală, cum se făcea pe vremuri, nu existau mașini de mixat și așa mai departe, și omul își cumpăra o lavabilă albă pe care o mixa în funcție de nevoile lui. Din ce în ce mai puțină lume alege să facă acest lucru, pentru că există mai multe inconveniente și aș numi aici odată culoarea, dacă ai nevoie, să zicem, 10 litri de vopsea, da? O iei, îți prepari, ți-o dozezi cum vrei tu, până îți place. După care, dacă epuizezi acea cantitate de vopsea și nu ți-a ajuns, e posibil sau șansele sunt extrem de mari să nu-ți mai iasă niciodată aceeași culoare. Poate dacă pui cantitățile identice, atunci da, s-ar putea să-ți iasă. Dar dacă, eu știu, nu mai ai nevoie de 10 litri și mai ai nevoie doar de 3 litri, este imposibil să ai aceeași rețetă, aceeași nuanță. Asta e unul din inconveniente. Al doilea este faptul că din acest tip de mixare manuală, mă refer, nu o să poți să faci niciodată culori intense sau culori închise. O să poți să faci doar culori pastelate, pentru că practic colorezi albul, nu colorezi o bază. Pe când la mașinile de mixare se colorează în funcție de culoarea aleasă, se colorează niște baze. Deci alegi o culoare intensă, folosești o anumită bază. Alegi o culoare închisă, folosești o altă bază. Ce înseamnă bază? Bază înseamnă este tipul de vopsea optim pentru culoarea pe care tu ți-o alegi din acea cartelă de care vă ziceam mai devreme. Sunt 3000 de nuanțe, pot fi 1000 de nuanțe foarte închise. Nu o să poți niciodată să obții o culoare, nu știu, dau un exemplu, roșu Coca-Cola, da? Dintr-o găleată de alb. Trebuie să pui o cantitate enormă de pigment și atunci vei ajunge la un cost de 700-800 de lei pe o găleată. N-are rost. Doar pigmentul. Nu, pigmentul plus vopseaua albă. Și atunci de aceea, dacă ai nevoie de roșu Coca-Cola, vrei tu să-ți faci roșu Coca-Cola în casă, vei face la mașina de colorat, pentru că acolo ți se va da bază transparentă și vei pune o cantitate de pigment decent. Atenție însă că în momentul în care vrei să schimbi o culoare, să zicem că tu ai alb și vrei roșu, nu o să-ți iasă niciodată roșu din două straturi. Va trebui să dai un strat de fond apropiat de acel roșu, astfel încât să-ți iasă acea culoare din două, trei straturi.